Când a venit Dea în casa băieților, nu a venit cu mâna goală, ci a adus și dovleacul câștigător. Știți că băieții au avut în seara aceasta un task să decoreze și să sculpteze un dovleac, și cel mai drăguț, simpatic, interesant dovleac a fost declarat câștigător. Dea a venit cu el în mână, el l-a dat lui Andrei și Andrei a zis, păi nu putea să-l ia direct câștigătorul și se uitau după perete, cum se vede această imagine, pe holul acela lângă ușă. Acolo se afla Daniel. E posibil ca el să fi câștigat tascul. Nu s-a dat niciun nume tocmai pentru a se păstra suspansul pentru mâine în emisiune, dar toți băieții se aflau deja în living, la bucătărie și Andrei a vorbit clar cu câștigătorul. Din ce văd eu în imagini, Daniel este cel care lipsește. Vom vedea cu siguranță dacă așa a fost sau nu mâine și ce a câștigat. Din ce am văzut în imagini, era vorba despre dovleacul care avea cuțitul înfipt și o râmă, cred că voia să fie aia, care ieșea dintr-un ochi.